Bună ziua! Titlul editorialului de astăzi este Copiii furați, vânduți, traficați, uciși ai României, pentru care nu răspunde nimeni. O sentință ca o bătaie de joc, dată la jumătatea săptămânii pe care o încheiem, vine să confirme încă o dată, că mai era nevoie, cam cât este de apreciată și respectată viața unui copil de către statul român. Pe data de 13 ianuarie 2022, Raisa și Marina, colege de școală în vârstă de 11 ani, au fost lovite de mașina poliției în timp ce traversau regulamentar pe trecerea de pietoni aflată în apropierea școlii pe bulevardul Laminorul din sectorul 1. Era imediat după prânz, vremea frumoasă, uscat pe jos, vizibilitate perfectă. La volan se afla un singur agent de poliție. Nu era în misiune. Deși este afișat mare pe câțiva stâlpi, că este o zonă de circulație restricționată, cu viteză de 40 de km la oră, cel de la volan a mers cu peste 80 de km pe oră, a făcut slalom printre mașinile care circulau regulamentar, chiar a depășit una care se oprise să dea prioritate fetițelor, după care le-a lovit în plin. Prima a murit pe loc. A doua, accidentată grav, a avut nevoie de peste 100 de zile de îngrijiri medicale. Două vieți spulberate, două vieți de copii. Reacția statului la această nenorocire, autorul omorului și a vătămării corporale grave, a primit o pedeapsă de atenție. 3 ani cu suspendare și niște zile de muncă în folosul comunității. O sentință revoltătoare, o sentință care este o veritabilă bătaie de joc, nu numai la adresa memoriei fetei ucise, nu numai la adresa suferinței familiilor celor două victime, ci și la adresa sutelor de oameni care nu le cunoșteau pe cele două fetițe, dar care au venit zile în șir la fața locului, au aprins candele și au pus flori, transformând baza stâlpului din dreptul trecerii de pietoni într-un veritabil altar al durerii și revoltei. Întâmplarea aceasta din urmă, dar mai ales sentința, m-a făcut să mă întorc în timp. În cariera mea am văzut multe cazuri grave în care au fost implicați copiii și am constatat, privind retrospectiv, că viața sau integritatea unui copil, victima unei fapte penale, aproape că nu contează pentru statul român. Primul care ar trebui să apere copiii României, ființele cele mai vulnerabile, să-i apere chiar și de proprii părinți, dacă aceștia le pun viața sau integritatea fizică sau psihică în pericol. Care este de fapt realitatea? Cu totul alta. România este țara în care dispar copiii din maternități, iar mamelor disperate nu li se dă niciun fel de explicație. Nu mă refer la copii abandonați prin spitale, ci la evenimente incredibile care au loc în maternitățile românești. Au fost extrem de numeroase în anii 90, dar se mai întâmplă și astăzi. Foarte multe mame își caută și acum copiii pe care i-au născut, dar de care nu mai știu acum nimic. Scenariul este aproape tras la indigo, indiferent de locul din țară unde s-a petrecut întâmplarea. O mamă naște un copil sănătos. După câteva zile, după ce l-a văzut în viață, de multe ori după ce l-a alăptat, l-a ținut în brațe, brusc, îi se spune că pruncul ei, care până atunci nu dăduse niciun semn de boală, a murit. Unele dintre mame, care mai aveau și alți copii acasă, cereau câte o învoire de câteva ore de la spital ca să meargă să-i vadă și pe ceilalți micuți de acasă. Iar când se întorcea, repet, după doar câteva ore, femeii se spunea că pruncul îi decedase. Niciuna dintre ele nu i s-a arătat niciodată trupul micuțului decedat. Pur și simplu, li s-a spus că a decedat și a fost ars la crematoriu. În câteva ore, un copil sănătos,
deceda brusc și era ars la crematoriu. În zadar, familiile cereau trupul neînsuflețit să-l îngroape creștinește. Răspunsul era același. Trupul nu mai exista. Fusese incinerat, fără ca vreunul din părinți sau altă rudă să fie înștiințată. Tot din această perioadă există o înregistrare video, făcută altminteri de un prestigios post de televiziune străin, în care un, hai să-i spunem, om de afaceri prosper, stabilit acum în Dubai, explica cum în România există o filieră de răpit și vândut copii, în care sunt implicați medici, asistente, dar și oameni politici, procurori și judecători. Nimeni nu a investigat niciodată dacă spusele sunt adevărate. Nimeni nu a investigat niciodată cum au murit și cum au dispărut trupurile din maternități, ale copiilor născuți sănătoși de mamele, anunțate după câteva ore că au decedat. Să ne reamintim și de orfelinatul Etalon de la Arcul de Triunf din București. Devenise un veritabil târg de copii, de unde cine voia, în special cetățeni străini, veneau și își alegeau spre cumpărare, ca de la un obor de vite, câte un copil român. Urma caruselul autorităților și copilul dispărea. Nimeni nu se mai interesa de soarta lui. Dispărea pur și simplu. Veți spune că poate a fost mai bine pentru ei, că li s-a schimbat viața chinuită de aici. Dar ce ziceți de copiii cu dublă identitate, care apar în acte ca trăind și în România și în altă țară? Și ei sunt de negăsit nicăieri. Sau copiii care nu au niciun fel de acte, care, practic, nu există pe acest pământ și care dispar fără să-și bată nimeni capul cu ce s-a întâmplat cu ei. Să mai amintim aici că străzile din marile orașe ale Europei sunt pline de copii din România care cerșesc sau sunt unelte în brațele adulților pentru a smulge mila trecătorilor. Cum au ajuns acolo? Pentru că foarte mulți dintre cei care îi țin în brațe nu sunt părinților. Traficați, desigur. Material uman pentru smuls mila și îmbogățirea celor care, cumpărându-i, devin proprietarii lor și îi pun să le producă bani. Să nu uităm și de faptul că România este un veritabil rai al pedofililor. Pe ce mă bazez când spun asta? Ascultați. Data de 21 decembrie 2019, o fetiță de 11 ani, pe nume Mihaela Adriana Fieraru, din Gurașuții, județul Dâmbovița, pleacă de la școală spre casa, care se afla la câteva străzi distanță. Nu mai ajunge. Dispărută, mama îi iese în cale. Nu o găsește. Toată localitatea se mobilizează și o caută. Sunt luate camerele de supraveghere din comună. Fetița dispare la colțul unei străzi din apropierea casei, unde camerele nu băteau. Dar sunt martori, pentru că era miezul zilei și strada era plină, mai ales de copii care veneau de la școală, care spun că lângă Mihaela a oprit o mașină, cineva dinăuntru a deschis ușa, iar fetița s-a urcat. Mașina este înregistrată pe camere cum pleacă din localitate. Trupul Mihaelei este descoperit pe un câmp din apropierea localității. Fusese violată și asasinată. Mașina străină de localitate fusese închiriată de un olandez. Venise cu 2 zile în urmă în România și plecase în ziua nenorocirii. Cu surprindere s-a descoperit, tot pe camerele de supraveghere, din Iași de astă dată, că olandezul mai fusese cu puțin timp în urmă în România și că fusese văzut dând târcoale unui orfelinat, aflat nu departe de Iași, unde se semnalase și o agresiune asupra unui copil, dar pe care nu o rezolvase nimeni. Nu coincidență, cred eu. Și lângă Gurașuții, unde fusese ucisă micuța Mihaela, există un orfelinat. Mai mult ca sigur că pedofilul o atacase pe fetiță crezând că este de la orfelinat și nimeni nu-i va sesiza prea repede absența. Cine indicase olandezului unde se află orfelinatele din România,
adică terenurile de vânătoare, pentru un prădător sexual, un pedofil dezaxat, care până la urmă, după cum afirmă poliția olandeză, s-a sinucis? Mă rog, să credem asta. Presa a descoperit că întotdeauna când venea în România, olandezul era însoțit în avion de o familie. De fiecare dată, aceleași două persoane se aflau cu el în avion. Aproape sigur, era capătul de unde se putea începe destructurarea unei rețele de pedofilie. Nimeni nu a făcut nimic. Cine să-și bată capul cu niște suflete de copii? Să descopere și să destructureze rețelele de pedofilie sau de trafic de carne vie? Să prindă criminalii dezaxați care îi ucid și îi chinuie pe copiii români? Dacă nici măcar un individ îmbrăcat în milițian, care calcă în picioare toate regulile de circulație și de bun simț, amintiți-vă acea imagine absolut zguduitoare când acest nemernic scutura cu vârful pantofului trupul micuței întins pe asfalt să vadă dacă mai trăiește. Cine să-și bată capul să-i pedepsească pe cei care chinuie și omoară acești copii, dacă nici măcar acest individ nu poate fi condamnat pentru că a ucis un copil și a mutilat un altul? Căci acea pedeapsă cu suspendare pe care a primit-o nu poate în niciun caz fi numită condamnare.